Doamnelor și domnilor, bună ziua! Așteptăm din moment în moment declarația ale Ministrului Sănătății Alexandru Rafila. Acesta se află deja în sala în care va susține conferința de presă și vom afla ultimele date în legătură cu persoanele care au fost rănite în exploziile din Crevedia de seara trecută. Vom afla și date în legătură cu pacienții care vor fi transferați în străinătate. Așteptăm din moment în moment ca o altă aeronavă să decoleze cu pacienți către un alt spital din străinătate. Avem detalii suplimentare și în legătură cu ancheta care se derulează la Crevedia și în legătură cu afacerile care se derulau acolo. Exploziile ar fi avut loc în momentul în care angajații societății ar fi mutat gaz petrolier lichefiat dintr-o cisternă în alta. Nu știm deocamdată dacă respectiva zonă era sau nu era autorizată pentru a face astfel de operațiuni. Parchetul este cel care a preluat dosarul. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este cel care a preluat dosarul. Patronii vor fi chemați la audieri. Vinovații riscă până la 12 ani de închisoare. Îl ascultăm pe Ministrul Sănătății. Tuturor, cu ocazia organizării de către Ministerul Sănătății a unei conferințe de presă care are ca și obiect prezentarea modului în care Ministerul Sănătății și spitalele de urgență din zona București au acționat ca urmare a tragediei care a avut loc la Crevedia. Sunt, în primul rând, vreau să îmi exprim compasiunea pentru cei care au suferit, care și-au pierdut viața sau au suferit foarte multe răni, deopotrivă persoane civile, salvatori, pompieri, jandarmi. Le mulțumesc tuturor pentru abnegația celor care s-au dus acolo ca să salveze oamenii aflați în dificultate și care la rândul lor au devenit victime. Cred că este un moment important să ne arătăm pe de-o parte solidaritatea și să mulțumim deopotrivă tuturor celor care au făcut ca lucrurile să intre în control în această perioadă, personalului medical de la spitalele de urgență, cele mai greu încercate, Spitalul de Urgență Floreasca și Spitalul Bagdazar, Spitalul de Arș, de asemenea, și celorlalte spitale de urgență care s-au implicat. Nu în ultimul rând, aș vrea să le mulțumesc colegilor mei din Ministerul Sănătății, cu care am lucrat până seară târziu ca să avem o reacție potrivită cu gravitatea acestei situații. Câteva cifre legate de numărul de victime. În total 58 de pacienți, am avut două decese, unul dintre decese, un pacient cu o suprafață care depășea 95% dintre suprafața arsă din corp. În cursul acestei nopți și dimineața de vreme au fost transferați doi pacienți la Bruxelles, doi pacienți sunt transferați la Milano. Din păcate, unul dintre pacienții transferați la Milano este în stare critică și cei de acolo cu care sunt în legătură fac eforturi ca să-l stabilizeze. Pentru celălalt sunt un pacient în vârstă de 68 de ani. Celălalt este un pacient de în jur de 48 de ani, la care situația nu este la fel de dramatică, dar de asemenea este un pacient critic. Urmează ca în cursul acestei zile și la noapte să fie transferați și al 6 pacienți de la Spitalul Floreasca și 2 pacienți de la Spitalul Bagdazar. Destinația acestor pacienți va fi în Austria, AKH și Graz, în Germania, și unul dintre ei va fi transferat în Norvegia. Vor exista cel puțin 2 zboruri care să ducă acești pacienți, zboruri unele dintre ele cu escală. Un sumar al pacienților care sunt internați în spitale. La Spitalul Clinic de Urgență Floreasca sunt 30 de pacienți, 3 civili și 27 de pompieri. Acolo a fost grosul pompierilor care au fost răniți. Sunt 5 pacienți intubați și ventilați mecanic.
toți acești pacienți au fost toaletați din punct de vedere chirurgical, supravegheați și sunt în permanent evaluare. Cei pacienți intubați și ventilați mecanic sunt în principiu cei care sunt eligibili pentru transferul în străinătate. Avem împreună cu noi și aș vrea să le mulțumesc personal, nu e vorba doar de Spitalul Floreasca, este domnul director Negoi, sunt colegii care au fost șefii gărzilor de chirurgie plastică și de terapie intensivă la Spitalul Floreasca. În aceeași măsură vreau să le mulțumesc și celor de la Bagdazar și de la celelalte spitale implicate. I-am invitat aici pentru că pot să vă spună lucruri așa cum sunt, dramatice, dar cu responsabilitate profesională, cum au acționat în această perioadă. Toate spitalele au mobilizat echipele medicale, a fost instaurat planul alb care să facă posibilă intervenția medicală specializată. Noi am asigurat resursele acolo unde erau necesare, de materiale sanitare și de medicamente care sunt necesare pentru tratamentul acestor pacienți. Cel de-al doilea spital, cu un număr important de pacienți, 13, 5 civili și 8 pompieri, Spitalul Clinic de Urgență Bagdazar Arsenii, și acolo sunt 5 pacienți intubați și ventilați mecanic. De asemenea, fără să fie la fel de critici, sunt 4 pacienți internați la Spitalul Clinic de Urgență și Chirurgie Plastică. De asemenea, la Spitalul Universitar Elia, Spitalul Universitar de Urgență București și la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, 3 pacienți, unul dintre ei este transferat în acest moment la Spitalul de Chirurgie Plastică. În funcție de evaluări, acești pacienți vor beneficia de tratament în secțiile pentru pacienți arși, iar în momentul în care aceste evoluția stărilor de sănătate este monitorizată, există și posibilitatea suplimentării acestor transferuri la care făceam referire, dar pe măsură ce pacienții au fost sau sunt transferați în spitalele din străinătate, se eliberează și locuri în spitale pentru arși din București. Așa cum știți, ieri am avut 6 locuri pentru mare arși. Aveam în circa 60 de paturi de terapie intensivă alocate cu ventilatoare, drept care toți pacienții care aveau nevoie de îngrijire, de terapie intensivă, au primit acest tip de îngrijire medicală. Aș vrea să vă mai spun un lucru care cred că este important, ținem cont de el. E vorba despre aparținătorii celor transferanți, care îi vor putea însoți în țara de destinație, unde vor avea de asemenea suport social și asistență consulară, iar cheltuielile de transport și de cazare vor fi acoperite de Guvernul României pe perioada șederilor acolo. Și al treilea lucru important este legat de acordarea asistenței psihologice. Încă de ieri, împreună cu domnul doctor Gabriel Diaconu, care și el aici este prezent, ne-am preocupat de acest lucru. Familiile primesc suport psihologic în cele 2 spitale importante pentru acest eveniment, la Floreasca și la Bagdazar. De asemenea, în teren acționează la Crevedia echipe care oferă asistență psihologică și celor care, chiar dacă nu au avut răniți, au fost afectați foarte serios de evenimentul acesta dramatic. Dacă este nevoie, suntem pregătiți să suplimentăm acest personal în funcție de necesitățile din teren și putem să operaționalizăm în timp scurt, dacă este nevoie, o linie de tel verde. Am făcut deja simulări. Această linie este operațională, va fi operațională la Ministerul Sănătății sau la Ministerul Administrației și Internelor, în funcție de necesități. Asta este situația în momentul de față. Vă vom ține la curent, așa cum am făcut-o în tot cursul serii, legat de evoluția acestor pacienți.
ne preocupă siguranța lor, ne preocupă siguranța familiilor lor și abordarea Guvernului României în acest sens, din punct de vedere medical, cred că a fost cea corectă, a fost o abordare asumată, responsabilă și care însă nu s-ar fi putut pune în practică fără contribuția medicilor, asistenților medicali, personalului medical auxiliar, care și-au făcut datoria și, așa cum vă spuneam, vreau să le mulțumesc în mod deosebit. Eu o să rog să vă spună câteva cuvinte să pe domnul director, domnul conferențiar Negoi și pe colegii de la chirurgie plastică și la ATI. Ulterior o să răspundem întrebărilor dumneavoastră. E bine să știți exact cum s-au întâmplat lucrurile. În spitalul de urgență Floreasca nu avea rost să invităm toți reprezentanții spitalelor implicate aici, dar am invitat reprezentantul spitalului cel mai greu încercat și care, așa ca de fiecare dată, și-au făcut datoria și ne bucurăm că avem astfel de profesioniști în sistemul de sănătate. Domnule director, vă rog. Mulțumim, domnule ministru. Vă mulțumim tuturor pentru că ne-ați dat practic oportunitatea să mulțumim colegilor noștri care în această perioadă realmente au dat dovadă și sunt aici. Veniți, vă rog, cu colegii de la chirurgie plastică, cu colegii de la terapie intensivă, dar realmente aș dori să le... Aș dori să le mulțumesc colegilor din spital care realmente s-au mobilizat, altfel cum spitalul de urgență se mobilizează tradițional împreună cu sistemul sanitar din București. Și practic, în punctul nostru de vedere, la ora 19:30, această tragedie a alertat personalul medical din spital. Sigur că arșii sunt niște pacienți traumatizați cu un impact profund atât emoțional pe termen scurt, dar și pe termen lung, pentru că realmente recuperarea lor este o recuperare dificilă și cu multe încercări, atât pentru sistemul sanitar, cât mai ales pentru ei. Dacă la ora 19:30 a avut loc alertarea, personalul atât administrativ cât și celula de criză a spitalului, personalul medical, s-a mobilizat de la domiciliu, organizând primirea pacienților, la acel moment fiind o estimare de 8-10 victime. La ora 21:07, probabil că cu toții am trăit un impact emoțional pentru că s-a declanșat planul alb la nivelul spitalului nostru și la nivelul sistemului sanitar din București, date fiind cea de-a doua explozie și cele succesive, cu estimarea unui număr mare de victime. Au fost mobilizați la acel moment, prin declanșarea planului alb la nivelul spitalului de urgență, un număr de profesioniști conform schemei de alertare în cascadă la nivelul spitalului, atât de la nivelul tuturor secțiilor chirurgicale, cât și medicale. Pe parcursul orelor următoare, în spitalul nostru au fost adresați 30 de pacienți, dintre care 2 nu au rămas internați și 28 au fost admiși în spital. Dintre aceștia, cum au prezentat și domnul ministru, 5 au fost intubați orotraheal și ventilați mecanic, iar apoi toți au fost triați, acordate îngrijirile medicale de urgență, salvatoare de viață și echipele chirurgicale au mobilizat blocul de urgență plus 3 blocuri adiționale pentru chirurgie electivă, 4 blocuri operatorii cu un număr de peste 15 săli de operații au fost mobilizate. Au fost toaletate plăgile în urgență pentru toți pacienții, pentru ca în cursul zilei de astăzi 17 pacienți să fie retoaletați la nivelul blocurilor operatorii. Cum au prezentat domnul ministru, 2 pacienți au fost transportați la Bruxelles și 26 de pacienți au fost îngrijiți în orele următoare. Dintre acestea, 3 sunt critici, făcându-se solicitarea pentru transport pentru încă 6 pacienți, capacitatea spitalului fiind atinsă. Dintre cei 14 arși care vor fi evaluați la nivelul zilei de mâine dimineață, colegii pe care chiar îi rog să spună punctele lor de vedere profesionale, vor fi evaluați în ideea unor redistribuiri la nivelul unor alte spitale. Doresc încă o dată să mulțumesc colegilor din spital, colegilor din celelalte spitale și celulei de criză de la nivelul Ministerului Sănătății, Ministerul Afacerilor și Internelor, cu care realmente colaborarea și la nivelul Guvernului a fost ca de fiecare dată foarte bună.
colegii. Mulțumesc, dacă, doamnele doctor, vă rog, dacă nu trebuie să povestiți neapărat tot ce s-a întâmplat astă noapte, dar un gând, un mesaj, oamenii din România, dincolo de neajunsurile sistemului de sănătate, care au fost semnalate corect în ultima perioadă, justificat, au și parte de servicii medicale cu oameni dedicați și cred că lucrul ăsta trebuie cunoscut de toată lumea. Mulțumesc. V-am spus, în chirurgie plastică, ATI, la ce vă referiți? Nu, vreau să le spun unul din medici care este starea pacientului, cum i-au văzut. Sigur că impactul emoțional e cu totul deosebit. Și în momentul în care admisia în spital după declanșarea planului alb s-a făcut cu admisie pacient după pacient, cred că și colegii dumneavoastră au asistat la aceste imagini, sunt impresionante. Altfel, colegii, sigur că echipa a fost multidisciplinară, încă de la primire, cu colegii de medicină de urgență, colegii de chirurgie plastică, colegii de terapie intensivă, colegii chirurgi generaliști, colegii ortopezi, care altfel au izolat un salon fix pentru îngrijiri medicale de urgență. Întreaga echipă a fost mobilizată. Și secțiile medicale, care altfel au asigurat eliberarea UPU pentru a putea admite pacienți. Întreaga echipă a spitalului a participat. Da. Vreau să le mulțumesc colegilor mei. S-au prezentat la spital în timpul cel mai scurt absolut toți medicii și asistenții de anestezie, terapie intensivă și chirurgie plastică aflați în București în momentul respectiv. Au venit la spontan, marea majoritate fără a fi convocați printr-o solicitare specială și cred că este o performanță să reușim să operăm 29 de pacienți în decurs de câteva ore. La 4:30 dimineața totul era sub control. Puteți să ne spuneți pacienții în sală clinică, cine sunt, localnici, pompieri, jandarmi? Și. Și jandarmi și pompieri? Și localnici. Vă rog, prezentați-vă ca să vă cunoască lumea. Nu trebuie să vă... Bine, sunt dr. Grosu Bularda, chirurg plastician în cadrul secției de chirurgie plastică, lucrez în centru pentru arși. Am îngrijit împreună cu colegii și cu echipa noastră integrată de chirurgie plastică, au reușit să se mobilizeze marea majoritate a echipei noastre și personalul mediu în vederea tratării numărului mare de pacienți. Evident, pacientul ars grav este un pacient cu necesități terapeutice foarte mari, e un pacient multidisciplinar, încă de la venirea, de la admisie, necesită eforturi multidisciplinare, începând de la colegii din UPU, e necesar o reechilibrare imediată, este necesar un număr mare de investigații, un circuit foarte bine pus la punct. Din fericire, suntem în momentul de față singurul centru pentru arși aflat în România și avem niște protocoale bine stabilite legate de circuitul pacienților arși grav și atunci s-au respectat lucrurile, au mers mult mai fluent în această situație cu tot personalul medical, însemnând UPU, consulturile interdisciplinare, echipele de plastică, colaborarea cu domnii doctori de la terapie intensivă, noi colaborând în permanență în centru, fiind interdisciplinar pentru îngrijirea arșilor grav. Și atunci s-a permis mobilizarea destul de rapidă a personalului nostru, astfel încât am început tratamentul chirurgical imediat, mai ales că unii dintre pacienți, fiind de o gravitate mare, au necesitat tratament chirurgical de urgență. În momentul de față, ce trebuie să menționăm, că leziunile de arsură sunt niște leziuni cu caracter dinamic, cu caracter evolutiv și atunci pacienții sunt monitorizați în permanență. Vom vedea, am evaluat și astăzi în dinamică, colegii noștri sunt încă o parte bună a echipei la spital, alături de echipele de gardă. Îi evaluăm în permanență, le asigurăm atât partea de îngrijiri chirurgicale, cât și partea de monitorizare, pentru că au nevoie de o monitorizare și un suport permanent al întregului organism, un suport sistemic al dumnealor. Și atunci vom putea să-i vedem în evoluție doar pe parcurs, deci în dinamică. De la oră la oră, mâine îi vom evalua și vom putea
lua niște decizii vis-a-vis de necesitățile terapeutice ulterioare. Numai o secundă. Haideți să terminăm colegii și ca să nu amestecăm lucrurile, dacă nu vă supărați. Au fost tragedii similare. Numai o secundă. Asta v-am spus. Să terminăm, să termine domnii doctor să spună și pentru eu vă răspund. Domnii doctor era întrebarea, dar în regulă. Dar, mai, nu cred că a terminat. Da. Am terminat. Vreau să mai aibă o intervenție. Mulțumesc. Vreau să întreb pe colega mea. Ați fost medici în perioada când a avut loc colectivul, unii dintre voi bănuiesc. Dacă ar fi să comparăm situația de acum cu situația de atunci, din punct de vedere medical, cum se prezintă? Sigur că cu toții gândim și ne amintim ce a fost în 2016 și prin ce emoții am trecut cu toții. Cu toții, toți colegii erau, sunt medici primari și erau și la acel moment în spital. Considerăm că din fiecare experiență este ceva de învățat și sperăm ca și cum colectivul ne-a învățat niște lucruri și de aici să învățăm niște lucruri și să putem fi în permanență să îngrijim pacienți care realmente au nevoie de îngrijiri medicale în cea mai mare urgență. Dar altfel și colegii, rugăminte, dacă uite, spune. Bună ziua! O să mă prezint în primul rând, Madalina Radu Adameșteanu, sunt medic primar chirurgie plastică și am fost șefă de gardă la momentul la care s-a întâmplat incidentul. Informații suplimentare față de ce v-a putut furniza colega mea, doctorița Bularda, vă pot oferi cu mare drag dacă dumneavoastră puteți să-mi prezentați punctele dumneavoastră principale de interes, ca să nu ne repetăm și să pot să vă dau ce informație considerați dumneavoastră că este relevant în momentul de față. Eu aș vrea o precizare, dacă sigur că da. Atunci când a fost tragedia de la colectiv, foarte mulți răniți au luat injecții nosocomiale, a fost confirmat acest lucru. Vreau să vă întreb dacă acum aveți un protocol special sau țineți cont astfel încât numărul de infectări să nu fie ca atunci.